Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Salut și eu pe telespectatorii din România și în special pe cei de la Realitatea Plus. Da, voi prezenta, cred că nu știu dacă deja le aveți, eu le-am trimis, le voi prezenta și în emisiunea pe care o realizez aici, seară de seară. Sunt indicii clare. Eu cred că la această oră se cunosc cei care au executat ordinul. E un ordin. Un atentat până la urmă la viața mea și a familiei mele, iar executanții au fost angajați. Surse 100% credibile și informațiile pe care le am, pentru că eu am făcut numeroase dezvăluiri, cel puțin acum 2 seri am dat exact în acești traficanți de droguri, la nivel internațional, care în moment sunt căutați în lume, inclusiv cel mai mare contrabandist de țigări din Republica Moldova. S-a făcut o interpelare la Congresul American de către cei de la Philip Morris, datorită problemelor create de acest contrabandist, Vladimir Tataroi. Rețeaua este condusă de la Moscova, unde în acest moment se află și Vladimir Tataroi, căreia este frică să vină în Moldova. Acolo se află sub protecția interlopilor, mafioților Grigore Carmalac. Dovezi, o să vedeți. E vorba de legături transfrontaliere cu cei din România. E vorba de gruparea Orlando Valache, Bogdan Adimi, Iancu Toader, Duca Ghenoiu. Ieri a avut loc, pentru că ei ce nu știu, Rize are urechi peste tot, inclusiv în România. La adunarea generală de la Rompres de ieri sau de alaltăieri s-au proferat în sfârșit amenințări. E înregistrat Valache când se laudă că nașul lui Vladimir Tataroi, naș șeful racheților de aici din Moldova, mă va elimina. Da? Exact. O să vedeți, am toate dovezile, deja am făcut la DIICOT în România. O să vă prezint, cred că în cursul zilei de astăzi, ca să printez. Să aveți scanat măcar documentul. Am trimis, deja le dau o veste, pentru tentativă de omor, pentru acest atentat terorist până la urmă. Am făcut această plângere la DIICOT România. I-am nominalizat pe cei patru, deja care se știu cetățeni români, repet, Duca Ghenoiu, Iancu Toader, Orlando Valache și Bogdan Adimi, alături de Vladimir Tataroi, care deține cetățenie română, alături de Vladimir Andronachi, omului Plahotniuc de aici, alături de Alexandru Vâlcu, Veaceslav Platon, Grigore Carmalac, zis Grișa Bulgaru, un criminal din anii 90, șeful racheților din anii 90, și Gheorghe Orlov, zis Jora. Ei se află la Moscova. Ei sunt cei care acum o săptămână au vrut să-l elimine. Au făcut un atentat la viața unui moldovean aflat la Moscova, l-au amenințat pentru anumite sume de bani. Au început să sune oameni de afaceri de aici, în probe, au venit oamenii să mi se plângă. Ei așteaptă, de fapt, să intre rușii la Chișinău pentru ca ei să conducă Moldova. Pentru că, ce nu știți, Grigore Carmalac este ginerele unui fost general FSB. Rize are toate informațiile și o să vi le prezint în exclusivitate. Le voi da și în seara asta la Realitatea din Moldova, la emisiunea Spovedania lui Rize, pe care o moderez între orele 20 și 22, pe realitatea din moldova.md, pe portalul de știri și pe contul de Facebook Spovedania lui Rizea și YouTube Spovedania lui Rizea, și voi prezenta și veți avea în exclusivitate toate înregistrările. Păi e vorba de rețeaua de prostituție pe care o patronează și Orlando Valache în România, și traficul de droguri de care se ocupă. Am multe probe, inclusiv relațiile, inclusiv e implicată în această rețea de prostituție soția lui Orlando Valache, Raluca Potecaru, cea care a preluat ștafeta, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, de Andreea Marta. Da, deja ea este făcută, o voi trimite imediat după ce ies din acest direct cu dumneavoastră. Vă voi da copia cu numărul de înregistrare în cursul acestei zile. Mai mult decât atât, mă voi deplasa chiar la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, unde voi depune deja plângere pe tentativă de omor la adresa mea și voi solicita tragerea la răspundere penală a lui Vladimir Tataroi, a lui Grigore Carmala, Gheorghe Orlov, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon și Alexandru Vâlcu, cei aflați în spatele acestui atentat terorist la adresa mea și a familiei mele. Pentru că ei sunt în legătură directă cu grupul de la București. Ei
parte din ei sunt fugari de aici, din Moldova, ei sunt căutați deja de instituțiile statului moldovenesc. Eu am devalat unde locuiesc și Vladimir Andronache și acum care și-a luat un apartament și a închiriat chiar la cartierul Stejari, unde au avut loc întâlniri cu Orlando Valache și Bogdan Adimi. Am devalat pe toți cei care au fugit de aici din Moldova, acoliții lui Plahoniuc și a lui Dodon, care au spălat, au furat banii din bănci ai moldovenilor. Și acum aceste întâlniri au avut loc exact la sfârșitul anului trecut. Le-am devoalat cu fotografii, sunt mai multe personaje, inclusiv Vasile Bodnari, cel aflat în arest, fostul șef al SIS-ului, care în prezent se află în arest aici, în izolatorul de la CNA. Se puneau la cale strategia pentru a mi se închide gura, în primul rând, pe toate căile posibile. Se pregăteau, ei au avut mai multe încercări, dar există înregistrări, am informații direct de la persoane din serviciile de la București la care aceștia au apelat, fără să știe că respectivii mă cunosc, au apelat pentru a-și obține statutul de cetățean român. Unii dintre ei nu-l aveau. Fiind fugari din Moldova, ei acum au procese aici și atunci, obținându-și statutul de cetățean român, vor să scape și să rămână acolo în România pentru ca să nu execute condamnările de aici. Da. Am oameni la pază care sunt cu arme pentru că eu pun ceea ce s-a întâmplat aseară în strictă legătură. Voi face în această plângere de la SIS, care o depun peste 40-45 de minute. Ea e pregătită deja. Sunt în legătură cu foști angajați ai mei din serviciu de pază care au dat informații. Săptămâna trecută, chiar vineri seara, s-a încercat o tentativă de răpire. Am fost anunțat în momentul în care anumite persoane din paza personală erau în complicitate, erau cumpărați. Am aflat aceste informații că urmează a fi cumpărați cu 100.000 de euro fiecare din cei care vor concretiza acest act de a fi răpit și dus peste Prut. Asta s-a dorit, ei nu mai lucrează, am angajat alte persoane cu arme, cu tot, cu absolut tot ceea ce trebuie pentru a mă proteja de acest sistem mafiot, repet, condus direct de la Moscova. Ei asta își doresc. Doamna Rusu, își doresc ca în Chișinău să intre cu tancurile rusești. În acel moment, Chișinău va fi pradă racheților din anii 90. Grigore Carmalac și Gheorghe Orlov. Legătura e foarte simplă. Dacă cineva va avea curiozitatea să sape mai adânc în spatele acestor afaceri necurate, va descoperi relațiile, ițele care duc la dispariția lui Codruț Marta, despre care până astăzi, la atâția ani de zile, au trecut cât 11 ani, da? Nu se știe unde este. Nu a fost declarat mort, cum ar dori unii ca să se închidă anumite dosare, dar nici găsit. Da? Acolo e cheia, de fapt. Acolo se ascund secretele acestei colaborări. Și Iancu Toader, acest avocat, așa zis avocat, de fapt e un interlop în robă de avocat, este complice. Fac acuzații pentru care mi le asum, doamna Rusu, și vă voi pune la dispoziție în cursul acestei zile, înregistrarea audio, unde acest Orlando Valache se laudă că el a inventat șantajul de presă în România, că el a inventat șmecheria în România, că nașul lui de aici, de la Chișinău, Vladimir Tataroi, mă va elimina pe mine și astfel mi se va închide gura. Că el are relații cu șeful racheților din Moldova și că Rizea, gata, îi se va curma viața și vom scăpa de el. Mulțumesc și eu.